În ultima săptămână a lunii septembrie, Colegiul Național Petru Rareș a fost gazdă pentru 4 delegații de elevi și profesori din Franța, Germania, Polonia și Olanda, în cadrul unui proiect Erasmus+. Acesta vizează tipuri de energii, inovațiile din acest domeniu, energii alternative, avantajele și dezavantajele lor. A fost o săptămână densă în care elevii gazdă au lucrat și au studiat cot la cot cu colegilor din Europa și au exersat abilitățile lingvistice și au îmbunătățit capacitatea de a lucra în echipă într-un mediu multicultural pe o temă de interes. Proiectul Noi Energii pentru noi cetățeni europeni se înscrie în lunga serie a proiectelor Erasmus în care este implicat Colegiul Sucevean, desfășurându-se în perioada 2016-2019. Cinci parteneri au pornit la un drum foarte frumos și entuziast de derulare de activități în domeniul energiilor regenerabile. Cred eu că aceste proiecte sunt foarte interesante pentru că le permit copiilor să învețe lucruri deosebite față de ceea ce învață la școală, le permit să ia contact direct cu alte sisteme de învățământ, să vadă cum acestea sunt concepute, cum copiii își concep și își experimentează viitorul. Deplasările în teren și discuțiile în legătură cu tema proiectului au fost îmbogățite de activități de socializare, plimbări în județ, drumeții la munte, activități de cunoaștere a municipiului. We want to thank our Romanian colleagues for the perfect organizations of this week and we enjoyed staying all together. With our Romanian friends, Polish, German and Dutch friends, and we had a great time together. Pentru cei mai mulți dintre elevii și profesorii din proiect, experiența din România a fost surprinzătoare, bucurându-se din plin de timpul petrecut aici. It was really amazing to spend all this time together with the Dutch, Polish, French and the Romanian people and I think it's very important for the youth to live this European idea, to spend many time together. People in Romania are so helpful and it was big emotion to see how they act with us. It's food, it's going out and being hosted and everything was really well organized. Cuvinte de laudă a avut și echipajul olandez, pentru care, înainte de a veni aici, România era o necunoscută. We are very happy to be here in Romania. For us, as a school, as a country, Romania was for a long time unknown. But it's also very nice to be here, because we learn a lot about the culture. We're very busy with all the projects where we run out of energy. And it's also good to see the atmosphere between the students, that they are working together. When they were making the final products this morning, we see a lot of energy. They were learning from each other, language, culture. Pe parcursul săptămânii trecute, delegațiile au desfășurat mai multe activități referitoare la tema proiectului, au vizitat centrala electrică pe biomasă de la Moara, compania Eger, Universitatea Ștefan cel Mare, acolo unde au discutat despre alternativele viabile din domeniul energiei. Yesterday we went hiking in the Romanian mountains, and that was like amazing to me because I already loved hiking, but I've never been to Romania to hike, and just the landscape, it was so versatile, it was like amazing. I really liked the first day with the Night of the Nations, especially because you see all these different cultures together and just know just peace and everything, and everyone is dancing and enjoying their time together. Și echipajul poloniei s-a simțit bine la Suceava, mobilitatea prilejuindu-le invitațiilor, o vizită în mijlocul uneia dintre comunitățile poloneze din județ. We've been in European projects for a long time, but this is our first time in Romania. Very exciting adventure, I would say. It's always exciting to visit a country you've never been to. And I must say that we enjoy staying here and we've had a great time. During this week, we come from Poland and we have also discovered there is a Polish minority here. And we had a chance to visit two schools, primary and high school, where Polish language is taught in bilingual classes. Elevii suceveni au fost apreciați de către oaspeții din proiect ca fiind buni vorbitori de limba engleză, buni organizatori, implicați și ospitalieri.